Hristos s-a înălțat! Iubiți credincioși, dragi radioascultători, noi știm și cunoaștem că patima, moartea și învierea lui Iisus sunt necesare pentru mântuirea noastră. Însă ce putem spune despre înălțare? Și înălțarea lui Iisus la cer este o parte necesară a mântuirii noastre. Iisus, în Evanghelia după Sfântul Ioan, spune discipolilor: și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, voi veni din nou și vă voi lua la mine, pentru ca să fiți și voi acolo unde sunt eu. Așadar, înălțarea lui Iisus înseamnă că El se duce în cer să pregătească un loc pentru noi toți. Tot în Evanghelia după Ioan, Iisus ne spune că dacă nu se înalță la cer, Duhul Sfânt nu va veni. Vă spun adevărul, este mai bine pentru voi ca eu să plec, pentru că dacă nu mă duc, Mângâietorul nu va veni la voi. Însă dacă mă duc, Îl voi trimite la voi. După înălțarea Lui, Iisus mijlocește pentru noi înaintea Tatălui pentru totdeauna. În Vechiul Testament, Marele Preot intra în Sfânta Sfintelor o dată pe an pentru a cere lui Dumnezeu iertare pentru păcate. Însă după ce Hristos s-a înălțat la cer, mijlocește necontenit pentru noi la dreapta Tatălui, așa cum ne spun Scripturile. Așadar, înălțarea Domnului era necesară pentru mântuirea noastră, exact ca și patima, moartea și învierea Domnului. În câteva rânduri, în Scripturi, observăm că trupul lui Hristos era diferit după ce a înviat din morți. Atât de diferit încât, cu toate că mânca și rănile sale puteau fi văzute, apropiații lui nu-l recunoșteau. Cei doi discipoli pe drum către Emaus nu l-au recunoscut pe Iisus. Maria Magdalena nu l-a recunoscut pe Domnul. Atunci când unii dintre apostoli pescuiau și Iisus le apare la țărm, nu știau că era Domnul. Iisus arăta diferit și de nerecunoscut după învierea sa, pentru că El avea acum un trup glorios și nemuritor. Hristos trebuia să se înalțe la cer după învierea sa din cauza trupului său nemuritor. El nu mai putea să moară, iar lumea aceasta nu este locuință pentru un trup nemuritor. Numai cerul, paradisul, poate fi locuință pentru un asemenea trup. Totodată, înălțarea lui Iisus ne reamintește că ceea ce suntem acum este nimic în comparație cu ceea ce vom fi în viitor. Iubiților, spune apostolul Ioan în prima sa scrisoare, acum suntem copiii lui Dumnezeu, dar nu s-a arătat încă ce vom fi. Știm că atunci când se va arăta, vom fi asemenea Lui, pentru că Îl vom vedea așa cum este. Înălțarea lui Iisus nu ne reamintește doar de viitorul nostru glorios, dar ne îndeamnă să-i privim și pe ceilalți într-un mod diferit. Discipolii, văzându-L pe Iisus într-un mod diferit după ce a înviat din morți, ne asigură pe noi că în viața următoare vom avea trupuri diferite, nemuritoare. Iubiți credincioși, dragi radioascultători, am fost cu toții marcați de gestul lui Iuda, de ce a făcut el în Evanghelie și, de asemenea, de ce spun unii dintre discipoli la înălțare, cum am auzit în prima lectură de astăzi, luată din Faptele Apostolilor. Iuda s-a lăsat corupt de către diavol, dorind o împărăție lumească în dauna împărăției cerești proclamate de Iisus. Suntem uimiți cum unii dintre ucenicii săi, la înălțare, încă îl întreabă pe Hristos dacă urmează acum să restabilească împărăția pământească a lui Israel. Sfântul Luca nu ne spune că și ei ar fi fost corupți de cel rău.
însă cu siguranță avea o falsă idee despre ceea ce voia Iisus cu adevărat. Este o avertizare și pentru noi, ca să fim atenți. Nu contează cine suntem. Cel rău, diavolul, nu este niciodată departe. Și trebuie să stăm mereu aproape de Iisus în rugăciune. Citim în Faptele Apostolilor că după înălțare, ucenicii s-au întors în camera de sus, în cenacol, și acolo au rămas în rugăciune în jurul Sfintei Fecioare Maria, mama lui Iisus, împreună cu ceilalți discipoli și cu femeile sfinte. Putem spune că a fost prima novenă de rugăciuni. Acolo se rugau pentru venirea Duhului Sfânt, așa cum le-a spus Domnul să facă. Acest fapt ne reamintește nouă cât de importantă este rugăciunea. O zi fără rugăciune este o zi fără Hristos. Dacă nu avem contact zilnic cu Hristos prin rugăciune, mă întreb, ne putem numi cu adevărat creștini sau ucenici ai lui Iisus? Adesea nu realizăm îndeajuns cât de importantă este rugăciunea. Corpul nostru are nevoie de aer ca să respire. La fel și sufletele noastre au nevoie de timp de rugăciune pentru a putea trăi. Au nevoie să respire cu Hristos în fiecare zi. Dacă ne oprim respirația, murim. Dacă ne oprim din rugăciune, dacă nu ne mai rugăm lui Dumnezeu, murim sufletește și devenim simple trupuri, cadavre mergătoare, fără suflet. Dacă la început este greu să ne rugăm, nu trebuie să ne dăm bătuți. Continuă să te rogi, creștine, până ce rugăciunea va deveni o bucurie pentru tine. Sunt atâtea moduri de a ne ruga. Găsește, omule, o modalitate de a te ruga și acest lucru te va aduce într-un contact personal cu Dumnezeu în fiecare zi. A te ruga nu înseamnă doar a rosti cuvinte, dar este o conversație inimă spre inimă cu Dumnezeu. Să avem această conversație cu Dumnezeu în fiecare zi. 5 minute, 10 minute nu sunt de ajuns. Sunt convins, iubiți credincioși, că bunul Dumnezeu, Cel care ne-a creat pentru El, vrea să stea împreună cu noi mai mult timp în fiecare zi. Acesta este cel mai important lucru pentru noi în această lume în care trăim. Să nu ne lăsăm corupți, ispitiți de ceea ce este în jurul nostru, așa cum a pățit Iuda sau ucenicii în prima lectură de azi. Rugăciunea înseamnă ruperea de lumea aceasta. Înseamnă să oprești televizorul și tot ce îți poate fura atenția și să dai timp lui Dumnezeu. Pe cât este posibil, iubiți credincioși, familiile noastre trebuie să se roage împreună. A se ruga împreună este cel mai frumos lucru pe care îl poate face o familie. Nu există nimic mai minunat în ochii lui Dumnezeu decât o familie care se roagă împreună. Ieșiți deseori împreună la o plimbare, la un restaurant să mâncați. Plecați în excursie împreună și asta vă face să vă simțiți bine. Însă nimic nu se compară cu bucuria pe care o simte o familie care are curajul, puterea și timpul de a se ruga împreună. Este bucuria unei familii vii, care știe să respire aerul curat al lui Dumnezeu și astfel să rămână o familie sănătoasă și mereu ocrotită de puterea lui Dumnezeu. Acest lucru face într-adevăr o familie ca să fie frumoasă și puternică împreună. Cu siguranță, Maica Domnului, care îi ținea pe ucenici uniți în rugăciune, suferă și plânge când vede cum familiile noastre astăzi nu mai respiră aerul lui Hristos și mor. Toate problemele,
și dificultățile unei persoane, a unei familii sau unei comunități trebuie puse și în legătură cu lipsa rugăciunii. Între înălțarea lui Iisus și coborârea Duhului Sfânt, Maica Domnului, apostolii și ceilalți ucenici și femeile sfinte erau ca o mare familie unită în rugăciune. Dacă ei aveau nevoie să se roage, cu cât mai multe nevoie avem noi. Au familiile noastre nevoie de rugăciune. Sunt cunoscute cuvintele preotului irlandez Patrick Peyton, care spune: familia care se roagă rămâne împreună, rămâne unită. Putem lărgi această frază frumoasă și să spunem că și o comunitate, o biserică, un popor care se roagă împreună, rămân împreună, rămân puternic uniți. Cu câteva zile în urmă, am avut cu toții marea bucurie de a participa la frumosul eveniment de declarare ca fericit a episcopului nostru Anton Durcovici. Cât timp a fost în libertate, a știut ca păstor al diecezei noastre de Iași să unească în rugăciune toți credincioșii și toate comunitățile împreună în jurul Sfintei Fecioare Maria. Chiar dacă mai târziu zidurile rece ale închisorii l-au despărțit trupește de oițele sale, prin rugăciune, el cu siguranță era convins că este alături și împreună cu întreaga dieceză și biserică. Această unitate prin Hristos dă viață, dă putere, iar el, fericitul nostru episcop Anton Durcovici, a avut tăria de a demonstra acest lucru, îndurând chinul martiriului. Astfel, comunitățile noastre și întreaga dieceză au avut puterea să reziste împreună, să treacă peste toate obstacolele acelui regim și astăzi să culeagă roadele, ci să aibă bucuria de a putea fi numite grădina Maicii Domnului. Iată, iubiți credincioși și roade ascultători, roadele adevărate rugăciuni, ale rugăciunii împreună. Și încheie repetând, o familie care se roagă împreună, rămâne împreună, rămâne unită. O comunitate, o biserică care se roagă împreună, rămâne împreună, rămâne unită. Fericite Anton Durcovici, roagă-te pentru noi. Amin.